Salut și bine ai venit la Gânduri cu Tâlc. Sunt Camelia Tița, prietena ta, și la Gânduri cu Tâlc astăzi vreau să spun două vorbe despre curiozitate. O fi bună curiozitatea. Mai aud că cine e prea curios moare, cine pune prea multe întrebări, nu știu ce îi se mai întâmplă. Dragilor, curiozitatea e bună. Prin curiozitate ne dezvoltăm. Și mintea, intelectul, viața, căpătăm experiență fiind curioși, explorând lumea, mediul, copilul, da, asta face, merge de-a bușelea, pune mâna, ar băga mâna și în priză, că el nu știe despre pericol, da? Pune mâna acolo, pe acolo, nu-și dă seama dacă este periculos sau nu, dar el vrea să cunoască, să exploreze lumea, mediul. Când un copil nu face asta, nu e da bună, să știți, da? Și când copiii sunt lăsați pe telefon, de exemplu, și fac dependență de telefon sau, mă rog, de televizor, de tabletă, de tot ce înseamnă gadgeturi, atunci ce face? Copilul își pierde interesul pentru explorarea mediului înconjurător și, efectiv, are loc o stagnare în dezvoltare, da? Și poate să nu mai vorbească, da? Chiar dacă s-a declanșat procesul de dezvoltare a limbajului, și nu știu părinții ce au. Doamna a vorbit și la un moment dat n-a mai făcut-o. Păi ce s-a întâmplat atunci? Păi am fost prinși cu o situație în familie, am lăsat copilul mai singur, mai la televizor, mai la telefon, mai așa. Și copilul s-a interiorizat, a trăit în lumea lui și a pierdut interesul pentru lumea exterioară înconjurătoare și uite așa, da, se încep să se dezvolte elemente de autism sau alte chestii. Dragilor, curiozitatea e bună și la copii și la adulți. Cu cât întrebăm și suntem curioși și explorăm și vrem să cunoaștem, cu atât mai mult mintea noastră se dezvoltă. Omul iese din carapacea minții, pentru că credeți-mă că suntem în cutiuță altfel. Adică mintea noastră este mică, limitată. Cu cât un om se informează mai mult și știe mai multe, dar la un moment dat mintea nu mai încape în cutiuță. Și atunci ieșim din cutiuță. Conștiința noastră se dezvoltă, da? Se manifestă, începe să se exprime prin tot ceea ce facem noi, se vede nivelul de dezvoltare al unui om. Deci, dragilor, în concluzie, curiozitatea este bună, stimulați-vă curiozitatea, nu-i mai certați pe copiii voștri când vă întreabă diverse lucruri, răspundeți-le la întrebări și fiți cu ochii pe curiozitate, că e bună și ne dezvoltă. Vă pup și să ne fie de folos!